Edilul Comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, a hotărât să părăsească partidul cu care a câștigat pentru a treia oară primăria, deoarece nu are susținere pentru a intra în cursa pentru un fotoliu de deputat. De hotărât, într-adevăr, m-am hotărât să candidez. Asta, eu o spuneam de mult, nu este o noutate. Dacă voi pleca sau nu voi pleca din Partidul Social Democrat, rămâne de văzut. Eu cred că, până la urmă, da, pentru că știm cu toții, Partidul Social Democrat este un partid mare care probabil va avea un alt candidat și nu va fi loc pentru mine la partidul respectiv. Pentru că este convins că are șanse pe colegiul 4, Sorin Bucurescu va renunța și la partid și la funcția de primar în momentul depunerii candidaturii. Primarul spune că nu vrea să supere pe nimeni, dar speră să-i ajute pe local nici mai mult decât o poate face din funcția de primar. Este colegiul în care sunt cunoscut cel mai bine, colegiul în care oamenii mă cunosc. Și când veți intra în campanie, veți renunța la primărie? Cu siguranță, păi altă variantă nu este. Sper să reușesc. Nu voi reuși, din nou voi candida la funcția de primar. Deși se vrea independent, atunci când vine vorba de bani, primarul nu mai este atât de sigur că va mai primi aceleași sume pentru campanie, dacă nu va mai face parte din PSD.